Deci planul cald este live streaming is on. Și rece este pe prim plan. Ceea ce este paradoxal, nu este firesc. Nu este ok. El face un disconfort psihologic. De fapt, posibil că era menit să ne zică că tot publicul acesta care a fost strâns, tot satul care se întâlnească această nouă ideologie în primele zile, el nu îi aparține, el este rece. Sau sunt ca niște spirite care nu se lipesc tot anturajul acesta sovietic. Da, cu acest Lenin și șefii statului, da, care susțin această putere. Nu știu dacă mai sunteți apt să faceți așa o analiză, dar chiar și aceasta nu este întâmplător, este conștient. Respectiv, vedeți, este și o lucrare a Adi Zevin, aici am pus-o. Iarăși se simte o tangență spre Vincent van Gogh. Acel direcția de Zevin, care a avut tendințe decorative, a început să picteze mult mai expresiv. Ați pictat vreodată? Nu ați pictat? Asta este greu și artiștilor, pictorilor să explice. Dacă nu ați pictat, să știți că nu e atât de ușor. Chiar pentru că tu trebuie să te modifici pe tine însuți, să-ți schimbi felul în care gândești. Felul în care privești culoare și înțelegi, felul în care pui tușa, totul se schimbă. Este ca și cum se scrie de la, nu, la stânga, la dreapta, de dreapta spre stânga, un pas schimbere sau unde. Când abordezi asta culoare, de la un decorativist hiperplat, într-o parte până în altă evoluție, la niște tușe și încă și culori nominești. Practic, în pictură europeană, la începutul secolului X, asta a fost revoluție. Da? Dacă în perioada sovietică, el pas cu pas recuperează această istorie pierdută. Aici am pus o lucrare, eu nu-i expresionist în german, care, într-un fel, ar trebui să duc gândul spre expresionism. Să duc și toată povestea asta. Eu am scris asta aici. În sens că este o formulă, o formulă și apropiere personală. Da? Ce, nu știu ce să mă rog, deci, ideea care cred. Este o carte, Mihai Grecu, din Maestrii Artei Basarabiei în secolul 20. Ea a fost scrisă de Ludmila Toma, criticul de artă. Cartea, mie îmi place că ea există, dar felul în care ea scrie este prea religios. Toate lucrările sunt bune, el este cel mai bun, sunt cei mai rei, cheie de tipul ăsta, da? Dar însuși, ca să faci o analiză de tipul ăsta, să zici cald și rece sau să treci concluzii, da? Astea sunt niște principii, niște legi artistice, da? Sunt legi. Legități în care artiștii, de ce le inventează? Ca să reprezinți realitatea așa cum este ea, tu trebuie să aplici anumite legi și atunci trebuie să faci iluzie că pictura ta seamănă cu realitatea. Sunt legi. Respectiv, când artistul inversează aceste legi, inversează, el, în mod normal, face conștient. Când, eu nu știu dacă știți despre diagonala ascendentă, descendentă, dacă ați văzut o lucrare lui Ripin, Iedicare de pe Volga, Burlatina Volga, sau dacă ați văzut lucrarea lui Peter Bruegel cel bătrân, Parabola Orbilor. Sunt legi în spațiul plastic, cred că în interiorul tabloului sunt legi care sunt dictate de felul nostru de a percepe spațiul plastic. Asta e practic o știință. Da? Pictura în sensul acesta, desen, este o știință și odată ce tu studiezi aceste legi și știi exact, poți să, prin intermediul direcției diagonale sau culorilor, să schimbi și sensul, mesajul. Dacă artistul
știe că totul trebuie să meargă de la A la Z, dar într-o lucrare face de la Z la A, înseamnă că asta n-a fost în pricina că este impus, că n-a respectat legea, da? Ci că a folosit intenționat. Nu știu, dacă ar fi că... Nu știu încolo, poate a inversat așa lucrurile. Deci, în mod normal, pictura spune că după lege, lucrurile care sunt mai aproape de tine trebuie să fie calde. În gamă cromatică caldă. Cu cât se îndepărtează de tine și mai departe, cu cât ele trebuie să fie mai reci. În cazul în care, asta e legea încă de pe timpul renașterii, un artist ca grecul cu studii în domeniu serioasă, cu experiență și cu cultură vastă, inversează acest lucru, da? Ca un poet în literatură cu inversează, numesc structura versului, da? El o face conștient ca să-ți, în cadrul acestei ideologii și cenzuri, să-ți aducă un mesaj, da? Scunzi. Deci în cazul în care cineva cu studiu, care cunoaște legile foarte bine, le inversează, îi face cu un discop. Ok, chiar dacă el a făcut lucrul ăsta fără să se gândească, oricum, subconștient, el știa toate legile și trebuia să facă exact. Dacă a făcut altfel, înseamnă că era ceva la mijloc. Da? Și în cazul dat, poți să interpretezi foarte clar că toți sătenii care s-au adunat în această puterea sovietică, da? Ei sunt de fapt încă detașați, ei nu sunt implicați în această valoare și ardoare, în această flacără. Da? Încă în anii 70 s-a întâmplat o ruptură, deci în 69-70 grecul a vizitat țările baltice și chiar a realizat o călătorie în Italia, în Veneția. Și de acolo a venit schimbat. Într-un fel, din 70 datează peisajul lui Venețian, cumva așa paradoxal, 69-70, pe aici se pune acel punct de turnură și inclusiv călătoria în Italia, în Veneția, dar și în țările baltice. I-a schimbat direcția. Parcă e deja revoluționat, dar uite încă nu. Și mine este foarte vestit așa critic, iar e din anii 60 și ceva. Și o simbolism, toate că e decorativ, parcă primitiv, dar este și simbolism, fiindcă nu poți să zici că această figură, da, și amplasarea, această figură așa distanțată, în perspectiva lui ce piciorul tractorist care face ceva acolo departe, da? Este pur și simplu o pictură. Da? Chiar dacă artistul a favorat realizarea acestui gard, da? Și plasarea pietelor cromatice, caude și reci, da? Deci e ok, după lege. Deci el cunoaște legea. Oricum este o senzație, că este o atmosferă, că sunt acești bătrâni, firații, subțirei, dacă îi privesc, dar noi nici nu vedem fața. Noi doar ne imaginăm restul. Deci el ne face pe noi, de fapt, să ne imaginăm. Să facem referință sau tangență la domenii noștri sau nu știu eu. Deci ne implică într-un proces de gândire, de fapt, prin faptul că el introduce coduri artistice. Da? Adică e un simbol care tu în literatură ai putea să-i spui bătrâniții, tristețe sau melancolie și îl transformă în elemente de tușă, papoare și tu când privești o papă ca o formă, da? Tu îl decodești în interiorul tău ca o stare emoțională anumită sau ca o mintire, ceva, da? Adică arta, una dintre funcțiile de bază ale artei este de a comunica. Da? Oferi un mesaj. Tot inginer credea că asta e unica și cea mai importantă de a comunica. Și toate aceste mesaje, dar poți să ai timp să stai și să privești, să gândești.
Dar înainte de asta să mai citești măcar carte pe an. Așa. Dar chiar și fără studii, vă asigur, dacă suntem în fața unei capodopere, unei lucrări puternici, vigoroase, noi începem să comunicăm cu ea. Nu poți să prie această comunicare. Și poți să-i oferi măcar un minut. Să o privești și să o vezi. Știți cam parabola aceea, să audă cel care aude, să privească, să vadă cel care privește. Una e să privești, dar altă să vezi. Chiar să fii atent și să observi aceste detalii. Și am zis că în anii 70 este o altă turnură, revenită din cele călătorii, este un alt Mihai Grecu, și se distanțează de idee de expresionism, în sens clasic din anii 30, și se axează mai mult pe un fel de expresionism abstract, deci se recurge practic la abstracție, și nu este o abstracție geometrică strictă, dar toate tușele sunt expresive, libere, parcă sunt expromt, da, parcă la hazard l-a făcut, dar oricum încă este ancorat, încă nu vrea să refuze să reprezinte realitatea, oricum vrea să reprezinte realitatea, da? De aia și pitează liniște de plină sau ciutura asta de alt. Noi încă încercăm să vedem aici sau peizaj sau niște elemente recognoscibile. Noi încă avem repere. Dar pe ansamblu lucrarea este practic o abstracție expresivă. Aici este în colț o lucrare fascistă, da? Care caracterizează abstracția sau arta informală europeană, este un fel de răspuns la expresionismul abstract la școala din New York, dacă ați auzit de Pollock sau Rothke, da? Asta este timpul acela, da? Respectiv, pentru ei asta a fost anii 50-60 în New York și respectiv în Europa 40 după război. Dar Mihai Grecu, la momentul acesta, de sesizare și înțelegere aceste direcții, a ajuns în anii 70. Ura! Am rezistat. Nu, deci erau experimente. Și, într-un fel, aceeași incursiune în succint în creația Valentinei Rusciubanu, care pleacă nu spre abstracții informale sau culturi, experimente cu vopseaua, cu culoare, dar explorează un fel de direcție hiperrealistă. Hiperrealistă, realistă magic, așa, spre un fel de artă figurativă. De când la Grecul e mai mult arte, spre art abstract, o duce. El se bucură de culoare, de vopsea, că când ea recuperează formă și desenă. Și probabil ați văzut, era chiar și idee de a pune postere, da? La car de primărau și cu operele originale. Asta e. Și se numea galopan pe Europa. Dar cred că principalele momente să rămână, unul că arta poate fi autonomă sau angajată. Dacă artistul devine angajat, cât este de conștient acest lucru? Chiar crede el în acele idei sau nu? Și să țineți minte că ideologia nu ține doar de socialist sau comunist. Orice idee puternică, da, poate crea o paradigmă și o ideologie. Și noi suntem în cadru. Mai multor ideologii suprapuse, noi suntem produsul, da? Faptul că ne comportăm, cum ne comportăm, suntem punctuali, cum am venit, cum ne-am așezat, ce ascultăm, asta e deja este un fel de construcție socială care a fost îngânată de idei. Și noi suntem produsul acestor idei deja, înțelegeți? Noi nu suntem noi, careva, eu, care nu știu de care, cum zic supermical, dar noi suntem produsul acestei ideologii, noi suntem construcția. Și să vă gândiți la aceasta mai atent.
Și arta contemporană mai departe, pe care va urma următorul curs, ea se va axa mai mult pe idei și concepte. Da? În artă nu va fi valoros felul cum modelează artistul formă, cum joacă culoarea, eclavajul, clarobscurul, tonalitățile, ci idee. Ce idee a pus artistul în acea lucrare? De aia, cât mai departe, cât mai încolo spre artă contemporană, cât mai cerebral se fac lucruri mai complexe. Deci nu se pune accentul pe maestria artistului, ci pe puterea și forța ideii. În aceste considerente trebuie să și citiți și mai mult, și aici și filozofia artei, și studiile culturale, și filozofia ca tare materialistă, dar nu idealistă, dar și filozofia idealistă, lucrările Hegel, Kant, citit, da, poststructuraliști, da, deconstructivism, așa ceva, fiindcă toți practic invitații care vin aici în cadrul proiectelor organizației de Berlin, ei discută deja nu în limbajul artei moderne, pentru că noi aici am vorbit despre arta modernă, da? Dar ei discută în limbajul artei contemporane sau postmoderne, care este altceva. Știți? Dacă până aici ați înțeles, să știți că arta contemporană e altceva. Este. Arta contemporană înseamnă că e postmodernă. Aici postmodern. Contemporan, el se schimbă, fiindcă contemporan se consideră arta unei generații. 30-40 de ani, acea generație pot crea. Sau unii spun că arta contemporană este 5 ani. Îți pui în CV lucrări recente. Înseamnă că trebuie să pui în portofoliu, da? Lucrări recente, 5 ani. Ce te reprezintă. Sau dacă citiți cărțile din anii 90, îi spun că în anii 70 se începe arta contemporană. Dacă citiți cărțile din anii începutul 2000, îi spun că în anii 80 se începe arta contemporană sau și mai târziu 80. În fond, dacă suntem în 2020, arta contemporană ar fi 1990. Se schimbă. Dar postmodernismul, asta nu e o epocă de asta a unei generații, ci o epocă istorică concretă. S-au schimbat totalmente șifturile, da? Continentele și lucrurile s-au schimbat. S-a început o altă epocă, cu alte valori, cu alte principii. Și trebuie să fie studiată această nișă și doar cunoscându-le pe ele, veți putea să înțelegeți asta contemporană sau postmodernă. Cam așa. Așa că ce este? Și dacă o să parcurgeți această cale, să fiți foarte gândiți plăcut așa, mental, creierul noastră să primească multe satisfacții și tot ce. Să vedeți acea înțelegere ușoară a lucrurilor. Nu veți fi atât de pierduți.
anumite caracteristică. Dar eu văd școala ca un fel de simț, sensibilitate, ce tu pune. Nu știu dacă ați avut această experiență când vizitați muzee în Europa sau Rusia și veniți în pace. Voi simțiți că acestea au pământ și o energie specifică. Această energie specifică emană și creierul. Dacă un artist face peisaje, peisaje mici, el are această fleură în fața de lanță, mă gândesc. El emană, el chiar și în corpul pe care le folosește, oricum sufletul în urmă, zona și condițiile cele climatice specifice. Acea amprentă a acestui pământ care rămâne peste ei, chiar dacă ei au învățat toată Europa. Dar școala, spre direcție de stimul, da, este zona ceva. Deci nu este și deci e tot această direcție, dar nu putem, nu aș pune ca asta chiar de școală. Asta este una dintre cele mai progresive direcții la cel mai mic. Da, care de fapt s-a format în relație cu toate tendințele arte universale. Da, deci ca și Grigorescu care a luat arta românească, secolul 19, la tendințele europene, tot așa pas cu pas această generație da, de artiști, de acest grup, progresist, a luat în sfârșit arte și n-a rămas fost la realist în socialism clasic. Puteți să mergem undeva și participa online. V-am lăsat niște afișe proaspăt tipărite, dacă puteți să ne ajutați cu distribuția lor, sunt mai multe acolo de măsuță. Dacă doriți și dacă aveți unde să le plasați, puteți să vă luați două, patru, ele se pun reacționerță cu afișe program. Și pentru cei care au fost la prezentare de sâmbătă, aduc și catalogii cu Bienala de Referi, care le puteți pe măsuță pentru a vedea mai în detaliu a fost acel proiect. Ele vor mai rămâne aici câteva zile, poate câteva săptămâni chiar. De aceea, dacă nu ați putut să le consultați pe cam o zi. Astăzi, poate nu la ora 7 cu un video, se tinde la prezentarea la tine în viață. Și mâine vă așteptăm după posibilități, eu mă voi apropia de microfon. Mâine vă așteptăm după posibilități la ora 3 pentru a discuta despre așteptările voastre față de acest curs și ne-ar ajuta să auzim părerile voastre de la primul modul sau primele întâlniri ca să înțelegem cum e